Bună ziua, mă numesc Mihai Andreea Iulia, sunt elevă în clasa a treia la școala gimnazială Sfinți Treierați din Hanconachi. Îmi place foarte mult să citesc, iar cartea mea preferată dintre cele citite este Povești la telefon, scrisă de Gianni Rodari. Cartea cuprinde toate poveștile unui tată spuse la telefon fiicei sale timp de 6 zile pe săptămână. Poveștile sunt foarte frumoase, desprinse parcă dintr-o altă lume în care nu există tristețe. Eu o recomand cu drag copiilor, dar și părinților. Lectură plăcută!